Bună regăsit, stimați prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Școala Giurgiuveană. Iată, de această dată suntem la Palatul Copiilor din municipiul Giurgiu. Într-adevăr, un palat unde copiii pot veni în afara orelor de curs să-și îmbogățească cunoștințele, să-și dezvolte diferite pasiuni. Într-adevăr, un palat de excepție, un palat unde cadrele didactice de aici își desfășoară cu prisosință activitatea pentru a atrage copiii spre diverse pasiuni. Iată, ne propunem de această dată să urmărim activitatea unor cercuri din acest palat și să cunoaștem activitatea colegilor cadre didactice, dar și ale copiilor. Așa cum se poate urmări din panoul în fața căruia ne aflăm, în cadrul Palatului Copiilor din municipiul Giurgiu își desfășoară activitatea mai multe cercuri. Cerc de creație literară, cenaclu literar condus de doamna profesoară Florescu Mirela, un cerc de studii europene, profesor Gârlea Angelica, cercul de design, profesor Ghencea Diana, teatru de păpuși, profesor Antoniu Giorgeta, teatru, profesor Antoniu Florin, muzică vocal-instrumentală, profesor Truică Stan. De asemenea, se continuă prezentarea cercurilor în următoarea filă: tenis de masă, profesor Văduva Rodica, gimnastica aerobică, dans modern, profesor Mustea Elena și un cerc de handbal condus de domnul profesor Dumitru George. Noi ne propunem, stimați prieteni, să prezentăm doar activitatea câtorva cercuri, urmând ca dumneavoastră să veniți aici la Palatul Copiilor, atât părinți cât și elevi mai mici, mai mari, pentru a cunoaște diversitatea activităților care se desfășoară aici. Este o modalitate de petrecere a timpului liber deosebit de utilă. Dar ne propune, stimați prieteni, să poposim în primul cerc care ne iese în cale, cercul de chimie industrială. Dar să intrăm în acest spațiu. Într-adevăr, suntem la ușa unde corect scrie chimie experimentală, nu chimie industrială, ci corect chimie experimentală. Dar să vedem ce activități se desfășoară în sala acestui cerc. Atunci, bună ziua, copii! Bună ziua! Copii spor la lucru. Doamna profesoră, tocmai v-am găsit la lucru împreună cu grupa de copii. Da, este o grupă de clasa a șaptea care experimentează proprietăți ale substanțelor, deci fac reacții chimice în care obțin precipitate, respectiv substanțe solide din două lichide și apoi le separă, folosesc și noțiunile învățate la școală, aici le pun în aplicare pentru că cercul nostru este pur experimental. Doamna profesoară, copiii care optează pentru acest cerc trebuie neapărat să fie în clasa a șaptea când se începe studiul chimiei, cel puțin. Da, exact. Nu putem primi copii mai mici, deci ei trebuie să aibă un bagaj minim de cunoștințe de chimie ca să poată să lucreze și aici își formează într-adevăr multe aptitudini și multe cunoștințe în afară de cele acumulate în școală. Sunt convins că de-a lungul timpului ați avut foarte mulți elevi care au iubit această disciplină care se studiază în școală, chimia. Da, într-adevăr, am avut anual peste 100 de elevi, am și câțiva profesori de chimie, foști elevi, am și medici și în alte domenii, dar vreau să spun că în clasa a șaptea, când ei încep studiul chimiei, sunt foarte curioși să vină să se joace cu substanțe. Aveți o mare satisfacție să știți că elevii care au trecut pe aici s-au format în această profesie. Da, într-adevăr, să știți că am și de aceea nici n-am părăsit acest loc de muncă. Mă întâlnesc pe stradă uneori cu elevi care sunt persoane mature și îmi spun: Doamnă, și acum ne aducem aminte de experimentele care le făceam la Palatul Copiilor. Înseamnă că foștii dumneavoastră elevi, acum oamenii serioși cu profesii alese, și aduc aminte cu plăcere de orele petrecute în această sală. Da, într-adevăr, și acum îi am pe copiii lor la cerc. Foarte interesant. Da.
Deci s-a transmis asta din generație în generație, pasiunea pentru chimie. Da, am câțiva copii ai căror părinți au fost aici și în fiecare an, de câțiva ani, am început să am copiii foștilor elevi. Doamna profesoară, este mai greu, mai ușor decât a fi profesor în școala gimnazială? Este un pic mai greu, pentru că aici trebuie să îi atragi pe copii. Asta înseamnă să-ți placă ție ceea ce faci, dar să te și zbați puțin, să reușești să ai tot materialul didactic care îți trebuie ca să poți să-i ții pe copii aici. Pentru că dacă nu le dai de lucru, îi pierzi. Și mai ales că această disciplină, chimia, se învață numai prin experiențe. Da. Învățătura cea mai bună este prin experiment. Copilul se convinge de ceea ce învață și îi oferă și o satisfacție. Chimia ne oferă culori, ne oferă și alte efecte, gaze, schimbări de culoare, formare de substanțe solide care se văd rapid. Așa este. Spuneți-mi, vă rog, vrem să cunoaștem câțiva elevi în această grupă. Da. Este o grupă de copii de la școala numărul 1. Deci el este Edi, clasa a 7-a. Și hai să vedem, Edi, ce poți să ne spui. Spune-ne ce experiment faci. Aici am făcut două substanțe, le-am amestecat și s-a format una lichidă. Din două lichide s-a format una solidă și acum le separăm. Separăm solidul de lichid. Este greu, e ușor să lucrezi? Este ușor. Ai aici diverse, eu știu, mijloace de a realiza acest experiment. Nu mai rețin cum se numește, o pâlnie, un pahar. Și spune Edi, cum se numește? Spune cum se numește, Edi. Berzelius pâlnie. Erlenmeyer. Erlenmeyer, o pâlnie, hârtie de filtru, pe pubrete. Ce ai mai folosit când ai turnat? Bagheta de sticlă. Și îți place să faci asemenea experimente? Da. Și satisfacția este mare când și reușesc? Da. Spune-mi, te rog, ce te-a determinat să vii la chimie și nu ți-ai ales un alt profil al cercului? Pentru că aici facem practică și experimente multe și distractiv. Și spune-mi, te rog, și colegilor care ne urmăresc în acest moment, care sunt și ei tot clasa a 7-a din școlile municipiului sau județului, le recomand să vină la cercul acesta? Da, să vină pentru că este frumos aici. Se lucrează mai mult în laborator decât la școală? Da. Fiindcă, iată, după cât se pare, privind de dulapurile deschise, aici se află mai mult zestre de laborator decât în școlile noastre. Da, aici mai multă substanțe, mai multe. Da. Și spune-mi, te rog, părinții tăi îți permit să vii la acest cerc? Da. Îți ajunge timpul să-l împarți între pregătirea lecțiilor și participarea la cerc? Da. De câte ori pe săptămână vii la cerc? O dată, lunea. Da. Și iată ce frumos se stă în acest halat frumos. Într-adevăr, un băiat de laborator extraordinar. Da. Și vreau să aflăm numele întreg. Edi, și mai care este numele întreg? Cu Eduard Valentin. Da. Îți urăm mult succes și dorim să mai ne întâlnim cu rezultate bune. Mulțumesc. Și alături de tine încă o colegă. Cum te numești? Larisa. Și numele întreg și de la ce școală? Luca, Larisa, Florentina, Patricia, de la școala numărul 1 Sfântul Gheorghe. Tot de la școala numărul 1. Ești colegă cu Edi? Da. Colegă aici la laboratorul de la Palatul Copiilor, colegă și la școală. Ce te-a determinat să vii la acest cerc? Am venit să învăț lucruri noi, îmi place foarte mult. Spune-mi, te rog, te ajută să îți însușezi mai bine cunoștințele căpătate la școală? Da. Și bănuiesc că lucrul acesta te determină să fii una dintre cele mai bune eleve la școală. Da. Sigur. Și ce experiment realizezi în acest moment? Explică-ne și noi să cunoaștem. Am pus două lichide, le-am combinat și au format un solid. Acum facem separarea.
și ai satisfacția mare în clipa în care experimentul se reușește. Da, bineînțeles. Spune-mi, te rog, te-ai gândit cumva încă de pe acum, pe viitor, să urmezi o disciplină, tot chimie, la studiile universitare? Da, m-am gândit. Și cercul acesta de chimie pe care îl faci aparatul copiilor te va ajuta foarte mult. Da. Bine, îți urăm mult succes și dorim să mai ne chem peste timp să ne arăți că ți-ai însușit și mai multe cunoștințe. Mulțumesc. Da. Mult succes. Mulțumim. Încă o fată drăguță care lucrează aici la cercul de chimie. Spune-mi, te rog, cum te numești? Ardeleanu Daria. De la ce școală ești, Daria? De la școala numărul 1, Sfântul Gheorghe. Da. Iată, un lucru extraordinar. Școala numărul 1, Sfântul Gheorghe, pregătește foarte mulți chimiști. E greu, e ușor să vii la acest cerc, Daria? E ușor. Ce te-a determinat pe tine? Pe ceilalți colegi de-ai tăi am văzut, dar pe tine ce te-a determinat să ajungi aici? Aici putem să facem experimente, la școală nu putem. Aici punem totul în practică. Și îți place și bănuiesc că la fiecare întâlnire de la cerc se desfășoară câte un experiment. Da. Au fost într-adevăr și experimente care ți-au plăcut? Da. Spre exemplu, acum ce realizezi? Am din două substanțe lichide am făcut o substanță solidă și am filtrat-o. Da. Și ți-a reușit experimentul, că noi nu ne pricepem. Da. Da, atunci este mai mare satisfacția unui chimist când totul iese bine. Da. E mai ușor aici decât la școală? E la fel. Numai că aici punem totul în practică, ceea ce facem la școală. Și se îmbină noțiunile de teorie de la școală, învățate la obiectul chimie, cu activitățile practice de laborator de aici. Da. Ce recomanzi colegilor tăi care ne urmăresc în acest moment și ei sunt clasa 7 și au aptitudini de chimie? Să vină să... Să experimenteze. Da. Fiindcă așa cum spuneai, poate nu toate școlile au laboratorul dotat cu tot ce este necesar. Da. Bine, îți mulțumim foarte mult și ne bucură că ți-a reușit experimentul de astăzi. Ai o satisfacție că n-ai venit degeaba la cerc. Da. Da. Și alături de tine, încă o colegă, cum te numești? Țăranu Andreea Izabela. Ce faci, Izabela, aici? Același experiment, aceeași temă? Da, dar cu substanțe diferite. Am folosit sulfat de cupru și hidroxid de natriu și le-am amestecat. Am obținut un solid gel albăstrui și acum îl filtrez, sper să meargă. Da, am văzut că ai și foarte multe noțiuni de chimie. Este greu, e ușor să îți însușești un asemenea limbaj? Este destul de ușor să reții unele care sunt mai ușoare, bineînțeles. Este mai greu sau mai ușor decât la școală? Este mai ușor aici pentru că la școală folosim noțiuni cu care nu le cunoaștem, iar aici le dezbatem și înțelegem mai bine. Și există și substanțele respective și le poți vedea? Da, le putem vedea. Acasă mai faci experimente de genul acesta? Cu ce pot să fac, bineînțeles, cu substanțe care sunt în viața de zi cu zi, alimentare. Și asta mă bucură și mă face să cred că iubești foarte mult chimia. Da. Da. Te ajută cercul acesta în cunoștințele pe care le ai de la școală să-ți ridici notele, mediile? Da, acolo destul de bine și cu doamna profesoară ne explică, dar aici înțelegem mai bine pentru că facem experimente. Și îl consideră un avantaj. Da, este un avantaj. Bine, mă bucură foarte mult și îți urăm succes în continuare de viitoare chimist. Mulțumesc! Și iată o altă colegă de cerc care execută un alt experiment. Descrie-ne ce lucrezi. Fac un experiment în care am pus sulfat de fier și hidroxid de natriu. E ușor de explicat faptul că de-abia te afli la noțiuni și mai ai de învățat unele lucruri. E de-abia la început de drum. Sigur. Da? Și acum vreau să le separ. Și se separă?
Bine, iată, constatăm în paharul pe care îl folosești că se separă deja aceste substanțe. E greu, e ușor să lucrezi aici? E ușor. Da? Și așa cum întrebam și colegii tăi, mai ușor sau mai greu decât la școală? E mai ușor. Aici e vorba de practică, la școală e teorie. Și te ajută, aceeași întrebare pe care am mai pus-o și celorlalți colegi, te ajută să-ți consolidezi și mai mult cunoștințele de chimie prin aceste experimente? Da. Deci, ce să înțeleg? Că îți place chimie. Chimie. Ce zic părinții tăi? Te vor ajuta să devii chimist în viitor? Nu știu, poate. Poate. Merge pe acest poate și noi îți urăm succes. Da. Doamna profesoară, ne-au dovedit fetele și băiatul care este alături de noi că iubesc obiectul chimia. Da, într-adevăr, și mă bucur foarte mult, pentru că ar fi păcat dacă Palatul Copiilor oferă această șansă pentru copii, ar fi păcat să nu o folosească. Pentru că ăsta e adevărul, în școli mai puțin se face practic, pentru că nu prea mai sunt condiții. Așa este, foarte adevărat, într-adevăr, nu toți copiii au aproape de suflet acest obiect chimia. Vă spun sincer că nici eu nu prea aveam nici liceu, fiindcă mi se părea, nefăcând experiențe, un obiect arid, care nu îmi permitea să îl accesez prea mult. Da, așa este, însă totuși v-am spus, copiii sunt foarte curioși și vin totuși în număr destul de mare. Doamna profesoră, noi vă mulțumim foarte mult pentru lecția de chimie pe care ne-ați prezentat-o și vă dorim să aveți cu elevii pe care îi aveți aici lângă dumneavoastră succese deosebite. Vă mulțumesc, pentru că urmează concursurile naționale în continuare. Abia începem să ne pregătim cu materiale care ni se cer pentru concursuri. Sperăm să avem și rezultate bune, cum am avut și anul trecut. Am avut premiu 1, 2 și 3 la diferite concursuri, chiar unul de chimie, intitulat Chimia, știință sau magie. Interesant. Da, și concursuri de ecologie, unde putem participa și noi chimiștii. Și acolo faceți cunoscut faptul că, iată, și aici la Giurgiu se învață într-adevăr chimie. Da, într-adevăr. Și am primit și felicitări de la colegii din țară. Și noi vă felicităm și vă urăm succes la viitoarele confruntări naționale. Mulțumesc mult. Și de ce nu și internațional? Deocamdată n-am avut. Bine, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Nu am putut părăsi laboratorul de chimie datorită faptului că la plecare ne-a tras atenția un panou cu pigmenți naturali. Dar mai multe amănunte ne va da una dintre fetele care lucrează aici. Ți-am uitat numele? Izabela. Izabela. Spune-mi, Izabela, ce include acest tabel? Am folosit materiale din bumbac, cânepă sau lână. Am fiert plantele și le-am introdus în extract și după aceea le-am lăsat să se înmoaie. Le-am scos și le-am lăsat să se usuce și a ieșit ceva destul de frumos. Mă face să cred că vrei să ne demonstrezi faptul că noi putem să obținem vopsirea unor materiale textile din elemente naturale. Da. Să înlăturăm vopselele chimice. Da, cele chimice. Este un sfat foarte bun. De ce ați considerat, doamna profesoară, că este util acest panou semnificativ? Da, am ales această temă pentru că din cele mai vechi timpuri oamenii au folosit substanțele chimice naturale și au constatat că au fost mult mai rezistente. Deci obiectele vopsite cu pigmenții naturali rezistă mult mai mult și în afară de faptul că pot fi folosite la vopsirea materialelor textile, respectiv a obiectelor de îmbrăcăminte, pigmenții naturali sunt foarte benefici și pentru sănătate. Este într-adevăr... Sunt foarte sănătoși. Este într-adevăr o lecție de viață care trebuie știută nu numai de copii, dar de toți cei care doresc să obțină niște culori naturale. Și la această temă să știți că am dezbătut și importanța acestor pigmenți pentru sănătate. Deci, în special cei colorați, cei roșii, antocianii, aceștia ne fortifică
vasele de sânge și ajută la evitarea riscului de accident vascular. Deci trebuie să consumăm cât mai multe fructe roșii sau legume chiar. Ardei, cireșe, căpșuni, deci fructe și legume roșii. Pentru pigmentul roșu care este foarte benefic pentru refacerea elasticității vaselor de sânge. Uite ce lucru extraordinar, se poate învăța aici nu numai experimente de chimie, dar și lucruri practice. Da, legate de viață. Și bănuiesc că asemenea teme faceți destul de multe cu da, copiii dumneavoastră. Sigur că da, am avut și pH-ul fructelor. Și aici am insistat foarte mult, am lămurit de ce trebuie să consumăm fructe, pentru că ele aduc iarăși un aport foarte mare sănătății la reglarea pH-ului în corp. Informații utile pentru care vă mulțumim, doamnă profesoară. Vă mulțumim. Suntem la Cercul de Studii Europene, care este coordonat de domnișoara profesoară. Angelica Gârlea. Spuneți-ne, vă rog, ce se studiază la acest cerc? Aparent sună frumos, dar ce învață copiii în cadrul acestui cerc? Da, cercul nostru se bazează mai mult pe limba engleză. Copiii de aceea sunt foarte încântați de activitățile pe care le desfășurăm aici și îmbunătățesc cunoștințele acumulate la școală de-a lungul timpului. Activitățile sunt extrașcolare, de aceea sunt foarte încântați de concursurile și activitățile la care participăm. Câștigă numeroase premii pe unde mergem. Chiar următorul concurs la care vom participa este Shakespeare School Edition, la care îi aștept cu drag. Sper să fie multe înscrieri. Și în afară de asta își consolidează cunoștințele de limba engleză din școală și probabil sunt cei mai buni dintre cei buni în clasele respective. Da, sperăm, noi asta sperăm, ca activitatea noastră să dea rezultate foarte bune. Își îmbunătățesc cunoștințele, vocabularul, ei sunt foarte încântați. Da, sigur, se consolidează, după cum spuneam, cunoștințe despre această limbă internațională și de ce nu, poate peste an, când vor ajunge peste mări și țări pe undeva, să se poată descurca cu limba lui Shakespeare. Care dintre fetele care sunt alături de noi și doi băieței vi se par mai isteței în ale disciplinei? Nu pot să zic nimic despre fiecare, ăla e mai este sau nu, dar cu toții ne descurcăm. Bine, e și diferență de vârstă. Eu i-am grupat pe clase. Ei sunt de clasa 5-a și 6-a, de aceea nu pot să fac diferența între ce știe fiecare. Unii fac engleză mai puțin la școală, țin cont și de asta. Dar să facem cunoștință direct cu cei care sunt alături de noi. Spune-mi cum te numești și de la ce școală vii. Mă numesc Calea Alexandra Cosmina și vin de la școala gimnazială numărul 7. Întrebare banală. Ce te-a determinat să vii la acest cerc și nu la alte cercuri te-ai oprit până să ajungi aici? Că mai ai trecut prin ușa altor cercuri și n-ai bătut la ușă, ai venit aici. De ce? Pentru că am avut unele probleme la această limbă și am vrut să fiu una dintre cea mai bună din clasă. O, să înțeleg că aici înveți lucruri deosebite care sunt utile la școală. Da. Și se vede ceva, o sporire a notelor obținute la școală? Da. Mă bucur să aud asta. Și bănuiesc că aceeași rețetă o recomand și colegilor care au dificultăți. Normal. Da. E un fel de meditație fără bani. Da. Este un lucru extraordinar. Și spune-mi, te rog, au trecut câteva luni de când ai început activitatea. Ai învățat ceva? Da, foarte multe. Verbul, articolul... A, face și noțiuni de gramatică. Da. Extraordinar, foarte frumos. Da. Și alături de tine, încă o colegă, cum te numești? Mă numesc bine Alexa și vin tot de la școala gimnazială numărul 7. Da. Frumos. Da, aceleași întrebare. Ce te-a determinat să ajungi la acest cerc? Păi, eu de mică sunt pasionată de limba engleză și m-am gândit că ar fi cazul să încerc, să fiu cât mai sus și... Doamna profesoară este una dintre cele mai bune profesoare pe care le cunosc și... Și așteptările tale au coincis cu dorințele și cu activitățile acestui cerc? Da, foarte mult. Te ajută în
la școală activitate în acest cerc? Da, sunt una dintre elevele bune. Și asta și datorită faptului că ești elevă acestui cerc. Da, sunt mândră. Da, fiindcă vreau să înțeleagă utilitatea acestei activități și alți colegi de-ai tăi care ne urmăresc în această seară. Da, și vreau să le spun că sunt foarte mulțumită de progresele mele și de acest cerc și le recomand. Și bănuiesc spre satisfacția părinților tăi. Da. Nu se supără părinții că vii la acest cerc? Nu, ei sunt chiar foarte mulțumiți. Te ajută posibilitatea să-ți împarți timpul între școală, pregătirea lecțiilor și activitatea de cerc? Da, mai exact, este un lucru minunat, adică mă încântă faptul că vin aici. Da, foarte frumos și așteptăm să ne inviți să ne spui și alte frumoase rezultate pe care le-ai obținut, probabil la concursuri naționale și, de ce nu, internaționale. Mulțumesc, sperăm! Da, și o altă colegă, cum te numești? Mă numesc Bobe Mihaela Larisa și vin tot de la școala gimnazială numărul 7. O, frumos, mă bucură că acolo sunt copii care iubesc limba engleză. Ești în anul întâi de pregătire aici. Nu, am mai mulți ani de pregătire aici și aici am fost primită cu brațele deschise și cu căldură. Îmi place foarte mult să vin aici și vin aici cu inima deschisă. Ce frumos vorbești ca un elev care iubește foarte mult limba română și mai ales și limba engleză. Și îți este util acest cerc? Da, îmi este foarte util acest cerc, m-a ajutat foarte mult la școală spre îmbunătățirea vocabularului și spre îmbunătățirea notelor și mă încântă să fac parte din acest cerc. Și sunt convins că te descurci și destul de bine în legătură cu ceilalți colegi pe care doresc să-i accesezi prin internet. Da, mă descurc foarte bine cu ei. Și asta te ajută să discuți cu niște elevi care sunt nativi vorbitori de limba engleză. Mă ajută foarte mult. Am întâlnit o vorbitoare de engleză din Portugalia și m-am înțeles foarte bine cu ea. Am discutat despre multe lucruri interesante. Da, ce frumos! Iată modalități prin care elevii pot avea calculatorul prieten, care îi poate fi calculatorul de mare ajutor. Da, calculatorul nu este întotdeauna un dușman, adică te poate ajuta și în lucruri bune, spre exemplu să vorbim cu alți copii din alte țări sau să, nu știu, să... Este într-adevăr o constatare deosebită pe care, într-adevăr, mă face să cred că o faci cu deosebită pasiune. Citești cumva și din literatura engleză? Uneori, nu foarte des, dar îmi place să citesc și în limba engleză și îmi traduc textele în minte. Frumos, bravo, ne bucură foarte mult să auzim lucruri de excepție pe care le au elevii din municipiul Giurgiu. Dar eu propun să mai discutăm și cu ceilalți colegi ai tăi. Desigur. O altă colegă de cerc, cum te numești? Mă numesc Căpure Alina Georgiana și vin de la școala numărul 8, Academician Marin Voiculescu. Și să nu facem greșeală, ești în anul întâi de studiu? Nu, vin de mai mulți ani aici și sunt foarte mulțumită de rezultatele care le am. Hai să concretizăm, de câți ani? Aproximativ de vreo 2 ani și jumătate. Și ți-a fost util acest experiment? Da, am făcut mari eforturi ca să ajung una dintre cele mai bune eleve. Și ai ajuns la rezultatele bune? Da, am ajuns unde mă așteptam și sper să urc cât mai sus. Este mulțumită doamna profesoară de la școala numărul 8 de rezultatele pe care le obții? Da, o să spun că iar este foarte mulțumită și am și note bune. Te felicităm pentru lucrul acesta și aceeași banală întrebare. Ce te-a determinat și nu te-ai oprit pe hol la alte cercuri? Am vrut să vin aici ca să învăț mai multe lucruri noi și să am ce povesti și altora despre ce învăț aici.
Frumos, ne bucură foarte mult și dorim să auzim numai de bine. Dar iată că în cadrul acestui cerc de limbă engleză am întâlnit și doi băieți iubitori de această limbă a lui Shakespeare, nu? Da. Cum te numești? Roata Daniel și sunt de la școala gimnazială numărul 7. De la numărul 7. De ce, Daniel, ai venit aici la engleză? Îți place această limbă? Da, îmi place. Am venit pentru că să învăț, să dezvolt calitățile la limba engleză. Spune-ne, te rog, și nouă niște argumente. De ce trebuie să iubim limba engleză și nu o altă limbă? Pentru că limba engleză este mai populată, se vorbește mai mult în alte țări. Te gândești pe viitor să parcurgi niște țări europene și să te poți desfruca? Desigur. Da. Spune-mi, te rog, și te ajută această activitate la cerc la școală? Da, foarte. Este mulțumită doamna profesoară? Au crescut notele? Da, au crescut. Părinții ce zic de participarea ta la acest cerc? Sunt foarte mulțumiți. Daniel, dar vreau să fim și noi mulțumiți, să ne spui niște lucruri prin care să argumentezi și alți copii care ne urmăresc în această clipă, să-i determini să-ți fie colegi nu peste mult timp. Eu spun să vină, să fie alături de noi, să... Daniel, dar nu este greu să pregătești și lecțiile pentru școală, să te duci la școală, să vii și aici? Păi dacă știu cum să se pregătească, da, nu e greu. Și dacă știu cum să-și drămuiască și cum să-și planifice timpul pe care îl au. Dar participarea aici presupune să renunți la alte lucruri, la o joacă, la o discuție cu prietenii, la o plimbare? Da, dar ne ajută foarte mult. Bine, mulțumesc foarte mult, într-adevăr m-ai convins și dacă o să aflu pe cineva să mă întrebe, o să-l îndrept spre acest cerc. Bine, mult succes! Mulțumim! Există o vorbă, cei din urmă vor fi cei din tâi la limba engleză, așa este? Da. Da. De ce vei fi cel din tâi la engleză față de colegii tăi? Deoarece îmi place să vin la acest cerc și mi îmbunătățesc calitățile mele la limba engleză. Foarte frumos răspuns. Și, într-adevăr, se cunoaște ceva în catalog? Da. Da? Notele au crescut. Au crescut? Cu mult? Da. Mă bucur să aud acest lucru și bănuiesc că suntem continuă creștere până ajung la cifra maximă, 10. Da. A, așa. Nu cred că ai emoții. Primul tău interviu? Da. Mă bucură foarte mult că reușim să facem acest debut în limba română. Da. Mai e mai ușor. Da. Bun. Până vom crește să vorbim și în limba engleză. Mă bucură foarte mult, o speranță extraordinară. De la ce școală vii aici? De la școala numărul 1. De la școala numărul 1, Sfântul Gheorghe, da? Și ce te-a determinat? Ți-am uitat numele mic. Mirel. De ce te-a determinat Mirele să vii aici? Cum am mai spus, vreau să-mi măresc notele la limba engleză. Bun, mă bucură foarte mult și ai încercat să afli lucruri deosebite aici. Da. Se supără domnișoara profesoară că ne-i pui niște întrebări suplimentare? Nu am înțeles, doamna profesoară, mai bine explicați odată? Nu se supără chiar. Deci să înțeleg că e o atmosferă caldă, frumoasă aici. Da. Și recomand și probabil unui coleg de-al tău să vină, fiindcă se va simți destul de bine. Da. Doamna discută în permanență în limba engleză? Ne mai explică și în limba română, să înțelegem mai bine. Da, și nu ți se pare ciudat așa când ești începător? Ești în anul întâi? Nu, am mai fost și anul trecut aici. Oh, ai vechime, într-adevăr. Da. Spune-mi, te rog, și te gândești pe viitor să urmezi, dincolo de liceu, un învățământ superior de engleză? Da, poate. Da. Bine, Mirel, mă bucură foarte mult. Vreau mai mult curaj. Ai emoții? Puțin. Bine, mă bucură foarte mult și aștept ca peste o perioadă pe care o consideri tu să ne inviți și ne spui ceva numai în limba engleză. Da. Mult succes! Mulțumesc! Avem deosebită plăcere să discutăm în acest palat al copiilor cu un profesor care are poate vechimea cea mai mare în această unitate post-școlară. Cum se numește paratul copiilor mai
într-un alt cuvânt. Când am venit în 1976, era Casa Pionerilor. Urmă a devenit Clubul Elevilor și apoi, fiind în nivel județean, tot ce e de nivel național cu extrașcolar se numește, Palatul Copiilor. Domnul profesor, pe câți dintre elevii giurgiuveni astăzi tineri sau maturi, adolescenți, i-ați învățat să privească realitatea prin obiectivul aparatului de fotografie sau de filmat? Da, mulți mă confundă că eu fac numai fotografie sau video, cineclub, dar eu fac și jurnalist. Spre exemplu, ca o realizare a noastră, spre exemplu, Alexandra Lazar, Colgiu Maiorescu, este la jurnalism în Anglia. Am Cajir Ozer, care sunt în Olanda, tot la media, am copii care sunt la Antena 3, sunt la Realitatea, în care lucrează în operator de imagini, de producători, de care pregătesc și în jurnalism. Am copil care este în America, a fost fotograf oficial guvernului american 2 ani jumate. Deci eu pregătesc și în jurnalistică, nu numai în... Dar mulți mă știu ca fotograf, eu pregătesc copii ca fotograf și am copii pe la Valahia, pe la Muntenia, care au lucrat. Deci am foarte multe realizările mele. O necesară corectură și pentru mine. Da. Anul ăsta am un băiat apostol Claudiu, care mi-a terminat la liceul de construcții și a luat acum la, nu știu cum îi spune prea bine, așa că sunt foarte multe ele acum au apărut, s-au făcut cu... Dar ce, în ce domeniu? Tot în domeniul operatorii de imagine. Deci am operatorii de imagine, jurnalism, mass media, în general mass media, foto, pe fotografie, Ghenu Irina, spre exemplu, care a terminat la Universitatea de Artă Plastică, secția foto. Și a, deci a fost la zi. Și a făcut la mine, a venit, a făcut de la mine și cu asta pregătirea, atât să, nu, în sensul că eu nu-i pregătesc neapărat în meserie, pentru că sunt singur. Deci eu trebuie să le dau noțiunile, să le dau dragostea pentru meserie. Asta de chestia. Colegul meu, Dan Nicolae, spunea, dacă nu ai copii, zice, un profesor este un profesor prost, dacă copiii care, scuzați, trebuie să punem o virgulă, pe care îi pregătești, nu sunt mai bune decât tine. Deci eu, pe urmă, îi pregătesc pentru că ei, pe urmă, se duc la școli mai înalte și ei, pe urmă, o pregătire. Și în momentul în care ei mă întreb pe mine, înseamnă că am fost un profesor bun și am pregătit foarte bine pe ei, dar și natură încât ei să îndrăgească meseria și să dezvolte. Altfel, dacă rămân numai așa, asta de... dar uitați că am acum iar copii care tot îmi spun, domnule, zice, noi ne-am plecat la noastră, dar uite, lucrăm. După ce am terminat liceul sau asta așa, n-am făcut o facultate, lucrăm. Și am copii care lucrează în continuare. Nu poate fi satisfacție de mai mare decât ceea ce îmi spuneți că dumneavoastră ați format acești copii, le-ați dat pasiunea și ei și-au continuat pregătirea în specialitate. Am destui, nici ca să fie număr așa pe toți care am, nici eu nu mai îi cunosc. Așa, multe îmi spun ei și îmi spun că, uite, lucrăm, unii sunt, au ajuns o fată, am tocmai pe la Oradea, lucrează în televiziune locală. Mi-a spus, zice, dar n-am văzut de vreo 20 ani, n-am văzut-o. Și mi-a spus, am venit acum cu băiatul, care băiat clasa 11-a, la mama, la bunica lui, ce trebuie să știți că lucrez de vreo 7 ani de zile cinematografia în televiziunea locală. Televiziunea locală. Deci am numai în București sau numai, am și în țară. Dar vreau să știți că nu este numai ca trebuie pentru mine, ci și colegii mei din țară am văzut că au pregătit și noi ne întâlnim cam anual la Târgu Mureș, de vreo 20 ceva de ani, că acolo se ține concursul național și ne cam pătățim. Și fiecare mai spune de copii pe care copiii am văzut că au crescut sub ochii noștri și îi cunoaștem. Și uitați că a urmat domeniul ăsta. E o boală care, dacă se ia pe urmă, greu te lași de ea. Spuneți-mi, vă rog, după ce mi-a spus atâtea lucruri frumoase, nu vă pare rău că n-ați fost profesor la o școală gimnazială? Nu. Eu simt că aici m-am realizat. Asta am să fac copii și asta am făcut. La o școală gimnazială sunt alții care au vocația asta. Deci la mine este extrașcolare. Și noi aici trebuie să lunăm cu lingurița. Degeaba, nepunându-se note și copiii, prezența lor este facultativă, cum se spune, trebuie să-i prinzi în momentul în care îi doresc să afle ceva. Altfel,
el știe, el trebuie să-l lași. Deci, cum deja încă din primii ani am avut colegi care am văzut cum făceau așa ceva lucruri și m-au sfătuit și m-au învățat cum să fac, că din plin am prins cum pot să-i atași pe copii pentru înseamnă. Că altfel, dacă nu, să uite în ochii tăi frumos, zici, domnule, uite, măsoară de priviri, gata, a înțeles tot. Îi pui pe niște întrebări, habar n-are. Noi nici el n-a fost amint. Ei, când este interesat, vine singur, te întreabă o dată, de două, de trei ori și până când nu înțelege, nu te lasă. Și așa am reușit să-i formez pe toți copiii ăștia, sunt foarte, foarte bine pregătiți. Și, domn profesor, după atâția ani de activitate, nu vi se pare că există oarecum o, nu știu cum să o numesc, o diferență între profesorii din gimnaziu și profesorii din extracurriculare, cum sunteți dumneavoastră și colegii dumneavoastră? Da, există, există, dar sunt și regulamentele noastre, tot celelalte care sunt clare. Și eu așa ceva îi fac. Deci eu fac cu ei chimie fotografică, fac cu ei fizică, optică și mecanică, dar care nu se face în școală, o dezvolt. Dar școala e școală și noi suntem pe activitatea noastră separată. Principalul este școala, să înveți la școală. Și având niște cunoștințe de la școală, eu până pot să-i dezvolt în domeniul meu. Cât pot eu așa mult, că nu pot să dai nici prea mult așa, dar anul ăsta le dau niște cunoștințe, anul viitor aceleași cunoștințe le mai dezvolt și pe urmă unii dintre ei care se duc la facultate, să nu credeți că toți care mi-au venit acert s-au dus în domeniul foto. Am o fată care este avocat, pur și simplu, dar mi-a spus atât de bine mi-au prins cursurile de foto, încât atunci când lucrează la un lucru dintre să de avocat, să nu este avocat cum să spun eu individuală. Și spunea ce atât de bine mi-a prins cât sunt specialista în care atunci când mi se cer cum se zice fotografie așa, eu știu ce să cer la un fotograf, să răcând le fac chiar eu știu cum să-l încadrez, să-l compoziționez foarte bine, încât să fie nu numai sugestive, să fie clare, precise pentru completul de judecată. E o mare plăcere să dialogăm despre acest lucru la care vă este aproape de suflet. Vom avea prilejul să venim la dumneavoastră și să ne spuneți lucruri tot atât de frumoase. În final, vreau să știu, în acest an, câți ele frecventează cercul dumneavoastră de fotojurnalism? Ce care frecventează? Păi sunt cam anul de an, așa, sunt cam 90 de copii pe an, frecventează. Dar asta să nu crezi că toți urmează pe urmă și de asta nici nu mi-e dorința atunci când termină ce o să fie, să fie toți. Toți, mulți sunt în alte domenii. Acum uitați că tot fac mereu așa, un copil care era ajuns în Portugalia, a venit, avea, el e părinte deja, avea copilul acela cerc, al cerc și m-a văzut ce mai mă cunosc și mă zic, nu mai vă cunosc așa, că se trăia trecut atâta timp. Și a fost trebuie noastră și în Portugalia, fac cu totul altceva, ceva cu frigotermie, cu ceva așa, dar ce acolo ce a reușit, zice, să fac fotografii, am început să fac fotografii, mi-au ieșit foarte bune, ce prețurile și astea le-am luat, așa cum ne-a spus dumneavoastră, ca să fim mulțumim și noi și clientul, zice, și uitați, am reușit să-mi cumpăr casă, acolo, în Portugalia, iar o parte din bani, bineînțeles, a câștigat bani în forma fotografiei, dar a făcut în afara timpului. Și ce uitați, să-mi reușit numai din banii care am făcut o fotografie, nu știu câți ani spunea el, n-am apucat stat prea mult de vorba că vine să intre din copilul și a plecat, dar să știți că nu toți, vă spun, nu toți îmi urmează meseria mea, dar cu lucrurile pe care le dau, ei fac pe urmă fotografii frumoase, să duc. Îmi spunea ce am fost în Portugal, am fost toată Portugalia și Spania și Franța, ce, dar am făcut fotografii pentru mine de amintire care sunt foarte plăcute. Când arătă ceilalți, înțeleg ceea ce văd acolo și sunt foarte sugestive. Vă mulțumim foarte frumos, domnule profesor, pentru bucuria de a ne întâlni și a ne spune lucruri extraordinare, lucruri, într-adevăr, spuse de un om care iubește foarte mult arta fotografică, arta expunerii, așa cum ne spuneați. Mulți ani și multe generații. Mulțumesc că mai am puțin, mai am puțin și trebuie să mă retrag și eu puțin la pensie pe urmă, că nu mai e vârsta și legile care, până la urmă, nu
domnule, gata, ți ajunge. Dar nu veți renunța niciodată la pasiunea dumneavoastră? Nu, asta a fost o pasiune la 12 ani. Am luat-o și de atunci n-am putut să renunț la ea. Cu toată dorința cea lui taică-mea care avea cu totul altceva și maică-mea avea cu totul altceva de la mine, până m-a urmat această meserie care mi-a plăcut. Vă mulțumim pentru aceste clipe de sinceritate. O zi bună! Aparatul copiilor, o unitate deosebit de utilă și plăcută elevilor giurgiuveni, unde vin să învețe lucruri extraordinare, să-și îmbogățească cunoștințele însușite la școală. Iată, într-adevăr, am reușit, stimați prieteni, să prezentăm doar un fragment din bogata activitate a aparatului copiilor, unde, într-adevăr, copiii se simt bine și învață lucruri de excepție. Ne mulțumesc de faptul că a sus alături de noi în această frumoasă seară de martie pentru a cunoaște copii cu preocupări deosebite. Vă dau o nouă întâlnire la o viitoare ediție emisiunii Școala Giurgiuveană.